de conversia și de construcția nu au o motivație sexuală în cele mai multe cazuri, chiar dacă asta vă spune Frank Turek sau oricine altcineva. Deci acesta este răspunsul unui tweet al lui Frank Turek în care el spune că deconstrucția definită în stilul Alink Tudose, ce înseamnă în fapt deconversie, este cică motivată hedonistic sexual. Și acest lucru, să fiu clar, este absurd, dar înainte de toate, dacă aveți mai mult timp decât ce zic eu și ascultați în fundal, urmăriți linkul din descriere în care un creștin îi face analiza acestui tweet și arată cum face 5 greșeli logice, formale, dacă țin bine minte, dacă nu 6. Și aici este totuși analiza mea deoparte, și anume că, să clarificăm, deconstrucția este totdeauna ceva bun. Dragi creștini, căutați să vă deconstruiți credințele. Iar deconstrucția este un proces care este definit în filozofie inițial, și anume că ți iei și îți analizezi și îți deconstruiești toate credințele și apoi încerci să le asamblezi înapoi și vezi dacă ajungi la același lucru. Și dacă nu ajungi la același lucru, să știi că este un succes, nu este o pierdere. Iar în multe cazuri deconstrucția nu te duce neapărat la deconversie. Și în cel mai multe cazuri deconstrucția nu este legată de hedonism. Este în mod rezonabil legată de ceea ce aș numi verticalitate intelectuală. Deci, indiferent dacă tu crezi că este sau nu așa, eu știu când eram creștin că mi-am deconstruit mai multe credințe și acestea nu erau, nu văd nimic sexual în fapt marea majoritatea lor. Iar primul fel în care trebuie să clarificăm este că poți să schimbi atitudinea despre ceva, despre sexualitate, și cu toate acestea, chiar și complet deconstruit, iar acel exemplu care îl dă acel doctor creștin care răspunde este excelent, de genul că în ultimii 40 de ani considerăm că a fi partenerul cuiva nu îți permite ca să ai controlul complet, de exemplu să forțezi partenerul să se culce cu tine, să nu numești altfel decât abuz de orice fel sexual, de exemplu. Și aceasta, dacă ți s-a deconstruit această poziție, chiar acceptând că, dat fiindcă partenerul, să zicem, sau partenera nu acceptă și duce în continuare la abuz și iar la abuz, dacă acesta este motivul în care o persoană și-a pierdut credința, nu văd nimic rău. Dar dacă este ceva rău, să-mi scrieți, vă rog, în descriere, măcar să dăm persoanei care a spus-o, creștinul care va avea link în descriere unde se fac cele 5 greșeli. Dar altfel de construcția, oamenii și-au făcut-o în multe feluri. Și la fel sunt alte teme, poate care au o componentă sexuală, dar nu în sensul de sex, dar de mai mult de gen. De genul că în momentul în care am ajuns să deconstruiesc anumite lucruri, de genul că Biblia este fără greșeală și am văzut că iepurile nu este rumegător, sau că sunt probleme cu manuscrise sau cu traducerile și ce-ar fi, bineînțeles că nu era pentru că era o poziție hedonistică față de Cornelescu, să îl domin sau cine știe ce, sau să-l am pe el în pat că era mort, din câte știu. Și oricum, nu sunt atras de bărbați cu barbă. Cred că avea barbă Cornelescu, chiar nu mai știu cum arăta. Oricum ar fi, când am ajuns, de exemplu, la poziția cu o femeie, rezonabil, dacă citești și înțelegi cum a fost construită Biblia ca și parte din tradiție și cum s-a făcut canonul, este foarte ușor să accepți că o femeie poate să predice. Și aceasta chiar să acceptăm că are o componentă sexuală, că e sexul feminin, aceasta nu este făcută din motive de hedonism, că vreau să îmi clătesc ochii cu o femeie atractivă. Nu spun că femeia trebuie să fie atractivă ca să predice, cum sper că nu este la fel ca bărbatul să fie atractiv
în sensul sexual. Și, bineînțeles, acestea sunt doar eu. În multe lucruri mi-am schimbat opiniile și chiar mi este foarte greu să-mi imaginez ceva care este pur și simplu sexual, cel puțin în sensul direct. S-ar putea să fie, aici doar să îl ajut pe Frank Turek, să zic, măi, dacă teologia LGBT ar fi corectă biblic, tot ar trebui să facem o eroare în partea iubirii. Să fiu clar, aceasta este un fel de interpretare foarte creștin, care îl știm de mulți ani. Dacă greșim conform Bibliei că trebuie să-ți bați copilul sau să ții sclavi sau ce-o fi, dar totuși ai, felul în care ai greșit, în fapt îți iubești aproapele copilul și oferi toate șansele și eviți abuzul asociat, nu văd niciun dezavantaj. Acum, bineînțeles, chiar nu cred că greșesc cu părțile astea de teologie, dar acestea la fel nu au nicio componentă sexuală. Și cred eu, acum pun prea mult față de ceea ce nu este spus, și anume că probabil îmi pot imagina două scenarii, dar aici atrag pisica foarte tare de coadă, în care Frank Turek se gândește. Se gândește că, de exemplu, azi, tinerii, mai ales dacă au făcut o oră de educație sexuală, s-ar trebui să se culce puțin mai mult, pentru că există mai puțină stigmă față de acum două generații cu cineva. Și după ce se culcă, cine știe, cineva din biserică suflă și spune, fata aia s-a culcat înainte de căsătorie. Și atunci nimeni nu se atinge de ea, că ea este, și vine cuvântul acela frumos, de curbă. Și de atunci, pentru că femeia aceea este stigmatizată, s-ar putea să nu vadă nicio teologie de iubire și să spună, eu plec din biserică, merg la alții care cel puțin mă acceptă cât de cât ca ființă normală. Și s-ar putea să își redefinească teologia inclusiv față de sexualitate, să spun, măi, eu nu mă asociez cu toți nebunii. Deci asta este primul fel în care pot imagina în care poate o femeie reacționează. Și bineînțeles că faptul că nimic nu merge practic, degeaba spui că ai ortodoxia, cum îi place, tot folosesc cuvintele lui Alin Tudose, față de ortopraxie. Deci cât greșești în ortopractică, nu prea mai contează cât ipotetic ai teologia cea mai bună. Și un alt fel în care pot imagina este că poate Frank Turek, dar la fel fără niciun aspect, să audă că o femeie de la baptiști, din câte și el este baptist, ajunge la un grup de penticostal care se scutură și spune, măi, orice, dar tocmai la penticostal nu m-aș duce, sau nu la ortodox. Dar fi fost creștină după Evanghelie, sau creștin după Evanghelie partenerul, atunci aș înțelege. Dar altfel, chiar la nebunii aia de penticostali nu ar trebui să se ducă. Și asta este doar sexualitatea care le-a tras. Și vreau să spun că, într-adevăr, sunt oameni care cred eu că nu fac deconstrucție, în care poți să discute cu un partener și spună, măi, îmi place de tine și îți place de mine, haide să ne facem un viitor și să vedem dacă avem diferențe suficient de mari și dacă nu le avem, mergem înainte. Că te scuturi, e treaba ta, eu nu am să mă scutur și asta e treaba mea. Și când îi creștem, dăm cu banul sau cine știe cum își aleg ei copiii. Și să fiu clar, și în acest fel, aceea, să fim clar, nu este deconstrucție. Deci este pur și simplu că îți accepți o viață care îți, te gândești că ai o viață pe pământ și care Dumnezeu, între ghilimele, ți-a dus în cale un partener sau o parteneră care te aștept să ai un copil. Și faptul că cineva ar să spune că Frank Turek, în acest fel, cum să mergi la ăștia care se scutură, sau la un musulman, sau la ce-o fi, cred că asta este singura discuție de deconstrucție, sau la un ateu. Dar cu ateu ar zice că discuția este mult mai complicată. Și asta o spun pentru că am cunoscut parteneri foarte conservatori, dacă nu fundamentaliști.
Și nu este chiar așa ușor să spui că azi ești creștin foarte înfocat și mâine ai să faci copii cu un ateu. Indiferent sau ateie, să fim clar. Iar dacă ai ajuns să fii deconvertit, pur și simplu ți-a plăcut de partener, ai discutat și partenerul s-ar putea să știe Biblia, cum de exemplu eu o știu, și îți arată probleme peste care nu poți să treci. Și în acest fel ai să decizi împreună că, măi, totuși, haide să... Eu chiar nu mai cred. Și aici poți să spui că a fost o deconversie, dar deconversia nu a fost prin motive sexuale, pur și simplu că sunt probleme în Biblie și acestea, dacă nu ți le zice pastorul și ți le zice partenerul, care, bineînțeles că nu-i pasă de relația ta cu pastorul tău sau de relația ta cu Iisus, asta este tot ce ți-a construit credința. Și deci chiar și la acest nivel este clar că este o caricatură. Și aici cred eu că Frank Turek greșește în mod esențial, anume că nu numai că face greșelile acestea, nu descrie decât chiar forțând foarte mult definiția ceea ce zice el că este, și ceea ce este nu este de construcție, nu este de conversie, iar dacă este chiar să fost de construcție sau de conversie, nu este motivată hedonistic, că nu are cum. Deci, iar bineînțeles, este posibil ca Frank Turek să se fie convertit pentru de dragul unei fete și el crede că dacă el s-a convertit de acest fel, toți care schimbă grupul o fac din motivele hedonistice care el le-a avut. Dar majoritatea oamenilor, mai ales când fac de conversia și sau de construcția, de obicei o fac într-un proces destul de dureros și rațional și personal. Mi-aș fi dorit, eu ca și ateu, să am dovezile când discutam sau gândeam problema suferinței, să văd că greșesc. Pentru că problema suferinței, spun eu, că este destul de dureros să te gândești. Nu văd nimic hedonistic sau sexual în spate. Nu știu, dacă Frank Turek vede să spună sau cine o fi simpatizant sau fan al lui. Și aici cred eu că se termină ultimul argument. Anume că oricât încerci să discuți despre Frank Turek și pozițiile lui, așa cum pare, este ceva ridicol și în mod clar nu rațional. Iar cu asta pot să spun, rațiunea fie cu voi. Mulțumesc că m-ați ascultat și ne vedem data viitoare. Pa, pa!